tu. Astăzi am să vă prezint home trainerul homemade, după care o să vă explic și cum l-am creat, lucruri la care poate să fiți atenți sau să vă inspire dacă vreți să vă creați și voi unul singur acasă. Cum am construit home trainerul? E în întregime construit din lemn. Am folosit nu foarte multe scule. Cred că v-ați descurcat să-l construiți cu un firez, bonfire, o bormașină, niște burghie, șurubelnițe, ori șuruburi. Pentru ca bicicleta să stea dreaptă, furca bicicletei e prinsă de partea din fața trainerului prin intermediul unei clipse, exact la fel cum prindem și roata bicicletei pe furcă. Am folosit un ax vechi de bicicletă care l-am trecut prin lemnul ăsta, am dat o gaură în lemn, am strâns inițial cu conurile, am mai pus o șaibă, am pus ultima piuliță și am avut chiar dimensiunea exactă, sau mă rog, aproximativă, destul de exact, de care am băgat clipsa clasică quick release de 9 mm ca să strâng furca. Un lucru de menționat, dacă vă gândiți să construiți și voi, recomand ca cel puțin piesa asta de lemn să fie dintr-un lemn de esență tare. Cât mai tare, cu atât mai bine. Ideea e că după ce am dat gaură în lemn, datorită forțelor de torsiune destul de mari, exercitate de furcă, pe ax, lemnul începe să cedeze ușor și o să facă joc. Motiv pentru care am mai montat tăblițele astea de oțel, care au o gaură mai mare și practic conul, datorită faptului că tăblițele sprinse cu foarte multe holi șuruburi, sunt foarte rigide și nu mai permit flexarea axului în interiorul lemnului. Ca să rigidizez puțin și lemnul față de sol, am ranforsat două leațuri lateralele. În partea din spate l-am făcut și reglabil din cauza faptului că odată așezată roata pe role, s-ar putea ca fiecare bicicletă să aibă alt raport de distanță între roți, practic, și furca nu s-ar mai fi potrivit. Ca să pot să compensez diferența de distanță, am făcut o tăietură și cu două șuruburi pot să reglez distanța corespunzătoare. Iar în partea din spate avem două role, doi tamburi, este ușor descentrați, după cum probabil se și vede. Fac un pic de gălăgie, dar își fac treaba. Am tăiat cu o freză dimensiunea exact cât aveam niște rulmenți pe care i-am băgat pe axurile tamburilor în suportul ăsta din lemn. La fel de simplu puteți să puneți, dacă aveți rulmenți, să-i prindeți cu niște tăblițe direct deasupra suportului de lemn. După care suportul de lemn prins în hol șuruburi, foarte simplu, am lipit lemnul cu aracet, deși ar fi ajutat foarte mult la rigidizare, din cauza faptului că dacă vreau să schimb rulmentii sau să schimb tamburii, ar fi fost mai greu. În schimb, furca din față am lipit-o în întregime cu aracet, are rigiditate mult mai bună. Din cauza faptului că tamburii sunt descentrați, la viteze mari, să încerc să amortizez în vibrații, am pus niște tampoane de cauciuc moale. În locul tamburilor ați mai putea folosi eventual butuci de roți de bicicletă vechi. Există o grămadă de clipuri și pe YouTube. Dacă aveți doi butuci de față sau doi butuci de spate, cu atât mai simplu. Dacă vă gândiți, în schimb, să construiți un astfel de dispozitiv și să pedalați cu o furcă cu suspensie, care nu e foarte robustă, sincer să fiu, nu l-aș recomanda din cauza faptului că aluminiul ăsta nu e foarte rigid și riscați să rupeți aici la podcoavă, să rupeți lower-ul din cauza faptului că în sine furca nu a fost construită să suporte așa forțe de torsiune, un suport care să țină echilibru bicicletei și în sine a greutății ciclistului. În deosebi, în zona podcovei,
să vede cum podcova s-ar cuiește la fiecare pedal. Nu ezitați să-mi scrieți în comentarii sau în privat. Dacă v-a plăcut clipul, nu ezitați să-i dați un like, dați un share și prietenilor voștri. Până data viitoare, ne vedem în comentarii. Mulțumesc pentru vizualizare și lanț întins!